Unii dintre pensionarii buzoieni reclamă că taxa de pescuit din parcul tineretului este prea mare comparativ cu veniturile lor. Pentru o zi de pescuit, aceștia ar trebui să plătească 20 de lei. Mai mulți pensionari din Buzău au făcut o adresă către Campus TV prin care solicită înjumătățirea acestei sume. Azi, reporterul Campus TV a prezentat solicitarea directorului Urbiserv, societate care administrează parcul tineretului, iar răspunsul a fost unul favorabil. O mână de pensionari au făcut o petiție către redacția noastră și ar dori, dacă se poate, să se reducă la jumătate prețul la pescuit în parcul tineretului pe zi, de la 20 la 10 lei pentru pensionari. Ar fi posibilă o astfel Come. de propunere? Ce se întâmplă? Este o idee și nici mie nu mi-ar face insomnii. Ba, chiar aș susține Însă ce se întâmplă? Prețurile pentru astfel de activități le de fixează Consiliul Administrație al Urbisului. Nu pot eu să hotărăsc singur. Nici n-am hotărât niciodată și nici nu o să hotărâs. Însă, dacă a venit propunerea de la dumneavoastră, de la pensionat prin dumneavoastră, eu o să pun la prima ședință sau până când se dă că prohibiție, până se va la pescuit, am să pun această idee în discuție și dacă Consiliul de Administrație o să fie de acord, sper să fie, nu e niciun fel de problemă, că mare pagubă nu e, să știi. În cazul în care propunerea va trece de votul Consiliului de Administrație, buzoenii ar urma să pescuiască în Parcul Tineretului cu doar 10 lei pe zi, dacă vor prezenta documente care să le ateste calitatea de pensionari. Ce ar trebui să facă dacă s-ar aproba? Să vină cu cuponul de pensie? Dacă s-ar aproba, bineînțeles că ar trebui să veni cu cuponul și buletinul, să facă acolo un tabel, că nu-i cere buletinul în fiecare zi, că îl cunoaște la un moment dat, că o să-i cunoască pe că nu o să fie în grămadeală, poate să fie 10, 15, 20 de pensionari, că nu toți sunt pescari. Unii n-au răbdare să stea pe malul apei și să aștepte să vină peștișorul. Sigur că da, și nu e niciun fel de problemă. E, există această posibilitate, sigur că da. Zilnic, atunci când vremea permite, la Heleșteul din Parcul Tineretului pot fi zăriți mai mulți pescari. Aceștia spun că Heleșteul constituie unul din puținele locuri de relaxare din oraș și că, deși nu au parte de capturi impresionante, se bucură de socializarea cu semenii.